Do, re, mi, fa, sol, la și si. Ce numeri? Număram clapele pianului. Dacă sunt doar 7 denumiri, atunci de ce sunt atât de multe? Pentru că aceste 7 denumiri se repetă mereu, doar că pe sunete mai joase sau mai înalte. Adică după do, re, mi, fa, sol, la, si, ar urma din nou do, re, mi, fa, sol, la, si? Și mereu și mereu, ca zilele săptămânii. De luni până duminică și din nou de luni până De la 1 la 60, apoi din nou. Exact! Am înțeles. Deci, e simplu! Odată ce înțelegem poziția acestor 7 note, vom ști denumirea tuturor clapelor pianului. Bine! Deci, hai să începem cu poziția notei Do. Stai! Nu te grăbi! Mai întâi analizează atent clapele pianului. Observ că sunt grupări de două și de trei clape negre? Perfect! Înaintea celor două clape negre se află mereu nota Do. Wow. Și ultima clapă este Do. Poți să calculezi! Știind poziția notei Do, ce notă se află înaintea celor trei clape negre? Do, re, mi, fa! Corect! Să descoperim și celelalte clape. Re, mi. Pe fa îl cunoaștem. Sol, la și si. Acum muzica are sens! Legătura dintre partea teoretică și cea practică vă ajută în descifrarea melodiilor voastre preferate. Succes!